Sala sporturilor din Deva a găzduit al doilea meci al finalei Ligii 1 de futsal între echipa locală Auto Bergamo și United Galați. Meci la început excelent pentru Deven, Toni Iniohosa deschizând scorul după doar câteva secunde de joc. La jumătatea primei reprize, Auto Bergamo avea 3-0 prin golurile lui Andrei Sase și Cristi Matei și părea că se va impune și în al doilea joc al finalei, dar au intrat în scenă arbitrii Liviu Chița din Pitești și Laurențiu Deaconu din Berceni, care au cârmit-o serios pe Dunăre. Se acordau faulturi mai ușor ca la basket, devenii au fost împuși de cartonașe galbene, în special pentru proteste, iar în ultimul minut al primei reprize, Daniela Raupo a redus din handicap din lovitură de la 10 metri pentru 6 greșeli individuale ale gazdelor. Până la pauza, Raupo a mai punctat într-un rând și la cabine s-a intrat cu 3-2 pentru Deva. Nitanul Secund a început cu același arbitraj, Auto Bergamo ajungând foarte repede la 5 greșeli personale, dar și scăpând de o eliminare, jocul fiind pierdut din mână de cei doi fluierași, iar pe acest fundal, Galațiul egalează prin Robert Crișan în minutul 25. Deveni joacă cu teama de a nu fi penalizați cu 9 penalte și totuși fac 4-3 prin Andrei în minutul 29. Apoi United egalează prin Araujo în minutul 31 și până la final, pe lângă mai multe greșeli de arbitraj care au stricat jocul, nu se mai înscrie și se intră în prelungiri de la 4-4. În prima repriză a acestora, în care arbitrii n-au mai suflat nimic, fiind depășiți clar de situație, Auto Bergamo a jucat cu aceeași teamă de lovitura de pedeapsă, greșelile personale nefiind șterse, iar United s-a apărat și astfel nu s-a înscris. În repriza a doua, minutul 46, Pele Dos Santos finalizează un contraatac și aduce Galațiul în avantaj. Devenii scot portarul, dar sunt taxați un minut mai târziu de Araujo, scorul ajungând de 6-4 pentru United. În penultimul minut al prelungerilor, Cristi Matei reduce din handicap, dar după aceea nu s-a mai înscris și United se impune cu 6-5 și egalează situația la general. Deși supărat după meci, antrenorul Devenilor, Cosmin German, a evitat să facă referire la arbitraj și speră în continuare la câștigarea la titlului, finala jucându-se după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Am pierdut meciul 2, nu vreau să zic eu nimic de arbitraj. Nu, trebuie să vorbim despre arbitraj aici. A? Asta este, s-a pierdut. Știam toate lucrurile ce ne așteaptă. Până la urmă am pierdut jocul, dar nu s-a pierdut absolut nimic. În cele două meciuri la Galați, la ce ne așteptăm? La fel, două meciuri grele. Sper să venim cele cu o victorie de la Galați și să trimitem meciul 5 la noi aici, la Deva, să reușim să câștigăm. Sunt foarte supărat, nu vreau să mai vorbesc. Îmi felicit oricum jucătorii. Încă nu s-a pierdut nimica, mergem cu fruntea sus, ce vrea Dumnezeu. Și Florin Ignat, antrenorul jucător al Gălățenilor, a evitat să facă referire la arbitraj. Acesta speră că echipa sa să câștige cele două meciuri care se vor juca la Galați, dar nu exclude faptul să se ajungă la partidă decisivă care ar urma să se joace la Deva. Cum a fost meciul? La fel ca meciul de ieri. Noi am început foarte prost, dar sunt bucuros că am reușit să revenim de la 3-0 la 6-4 și într-un final să câștigăm. Până la urmă n-ar trebui să discutăm de arbitraj. Noi ne vedem de joc, ei își văd de joc și până la urmă am oferit un futsal de calitate și mai presus de atât sunt bucuros că am reușit să câștigăm. Dintre două meciuri la voi la Galați, ce aștept și sper de la cele două meciuri? Ha, cu siguranță eu sper să le câștigăm pe amândouă. E posibil să revenim și la Deva. Am zis, orice e posibil. Este o finală lungă pe care sperăm să o încheiem la Galați cu două victorii. Meciul 3 este programat la Galați pentru 9 mai la ora 20, iar cel de-al 4-lea tot pe malurile Dunării o zi mai târziu, dar de la ora 19. În caz de partidă decisivă, aceasta se va juca la Deva pe 14 mai, conform site-ului oficial al Federației.